Primăria Comunei Giarmatare deschide centrul de permanență. În urmă cu mai bine de un an, centrul a fost închis, însă pentru administrația locală a fost o oportunitate de renovare. Aici pentru mine a fost o nemulțumire și o mare dezamăgire acum aproximativ 13-14 luni, când am primit de la DSP Timiș faptul că decizia că acest centru de permanență va fi închis, că nu deplinea condițiile. Chiar la momentul respectiv am făcut solicitări de a contesta acest aspect pentru că consideram că este o metodă sau un mod abuziv de a închide centrul de permanență de la Giarmăta. Drept dovadă, am dat în instanță și am câștigat în instanță redeschiderea centrului de permanență. Acum ne aflăm în centrul de permanență, îl reamenajăm, schimbăm obiectele sanitare, punem linoleu pe jos, zugrăvim și probabil în luna martie centrul de permanență la Giarmăta va fi din nou deschis. Cu bani de la bugetul local, Primăria Comunei Giarmăta va reabilita întreaga clădire în care funcționează centrul de permanență, serviciul voluntariat pentru situații de urgență Giarmăta și biroul Poliției Locale Giarmăta. Valoarea investiției se ridică la 300.000 de lei.